Un Babel foarte fericit. L-am văzut prima dată în aprilie 1992, în liftul unui hotel din Newark, cum se întreținea lejer cu doi nobeli, adică Saul Bellow și Czesław Miłosz. Era înalt, subțire, un fel de Abraham Lincoln hipiot, cu părul lung și negru, cu sprâncenele stufoase și ochii scrutători. Cine putea fi? Uimirea mea a rămas fără margini când l-am auzit în zilele următoare vorbind ungurește cu Gheorghe Conrad, rusește cu Iosef Brodsky, Tatiana Tolstoia, Vasile Aksionov, cehește cu Ivan Klima, în poloneză cu Adam Michnik, în croată cu Slavenka Draculic, în germană cu Hans Magnus Enzensberger și în engleză, desigur, cu Doris Lessig, Susan Sontag, Norman Mania. Toți îl căutau, toți îl întrebau ceva de parcă ar fi fost pivotul acelei mega-conferințe care adunase o parte din cei mai importanți intelectuali umaniști ai lumii ca să dezbată transformările Europei Centrale și de Est după căderea comunismului. Cine era el? Mi l-a prezentat Vladimir Tismăneanu chiar în prima zi a conferinței. Era Mike, Michael Henry Haim, profesorul de la UCLA. Acum 30 de ani, acolo, la New York, ne-a apropiat pentru totdeauna o discuție de câteva ore despre literaturile Europei Centrale, dar mai ales despre Danilo Kiss. Eram alături de Mircea Mihăieș, iar Mike ne tot punea întrebări ba despre Danilo, ba despre Bruno Schulz și Țârneanschi sau Crudi, de parcă voia să ne testeze. În final a recunoscut că nu-i venise să creadă că undeva la marginea Europei exista o mână de oameni, profesori și studenți, care își petreceau ore bune din viață studiindu-i pe Kafka și Muzil, pe Gombrowicz și Witkiewicz, pe Hrabal și Kundera, pe Costolani, pe Krleža și, evident, pe Danilo Kiss. Așa că a vrut să verifice. Ne-a întrebat de ce facem asta acolo, la Timișoara. Pentru că i-am răspuns noi, la Timișoara s-a condensat spiritul acelei regiuni de la periferia marilor imperii, numită Banat sau Mica America sau Babelul din pustă. Pentru că acolo se vorbesc încă 24 de limbi și oamenii trăiesc de aproape 300 de ani într-o armonie aparte. A fost atât de cucerit de ceea ce îi povesteam, încât, cuprins de elan, a promis că o să se apuce de învățat româna și că o să vină la Timișoara. Firește că nu l-am crezut și firește că, pentru a câta oară, m-am înșelat. Nu-l cunoșteam încă bine. Aflasem doar că e un geniu poliglot, că suflă toate limbile Europei Centrale, pe lângă franceză, italiană, spaniolă, daneză, rusă, și că a tradus proză și eseu din mai toate aceste limbi. Până când, într-o seară de iulie, în 1998, Michael Haim a coborât pe peronul gării din Timișoana, dintr-un vagon jerpelit de clasa a doua. Era learcă de transpirație, după o călătorie de peste 10 ore de la Cluj, unde urmase cursurile unei școli de vară ca să-și perfecționeze româna. Nu venea să cred că îl vedeam din nou după 7 ani. Doamne Dumnezeule, cum ești, Mike? L-am întrebat acolo pe peron. Cum să fiu? A răspuns el rar în românește. Nădușit și fericit. Înțeleg că ești transpirat, dar cum poți fi fericit după atâta oboseală? Și ce credeți că a răspuns? Că avea două motive de bucurie. Unul se trăgea din faptul că în tren, chiar vis-a-vis de el, stătea un adolescent care era imaginea lui în oglindă, un Mike la 17 ani. Iar al doilea motiv era foarte puternic. Se întâlnea cu noi așa cum visase atunci la New York. Și după ce a făcut un duș, după ce a băut puțină apă și a mâncat niște fructe, spre seară ne-a adunat și a zis: hai la treabă! Așa a început aventura noastră cu Mike. Am stat alături de el timp de 5 zile, împreună cu o întreagă echipă a fundației noastre A Treia Europa. Câte lucruri am aflat atunci despre MHH, despre extraordinara lui familie și despre obiceiurile lui ciudate, despre mari scriitori pe care i-a cunoscut, despre romanele Europei Centrale, despre cum se învață, cum el învață, de fapt, o nouă limbă și despre cum traduce. Am mai învățat atunci de la Mike de ce trebuie să avem încredere în proiectele noastre și mai ales de ce ele trebuie duse până la capăt. Chiar atunci a lansat ideea că ar fi bine să organizăm la Timișoara primul colocviu al traducătorilor din literaturile centrale europene pe care să-l coordoneze el. I-am spus travers și în anul 2000 l-am organizat.
iar Mike a fost din nou împreună cu noi. Tot ce s-a întâmplat, s-a spus, s-a gândit în timpul întâlnirilor noastre, e cuprins într-un mic volum, apărut la Polinom în 1999, în 1999, cu titlul Un Babel fericit. Întrebat peste ceva vreme de colegii și prietenii săi, care îi e cea mai dragă dintre cărțile lui, Mike a spus, Un Babel fericit. Iar colegii și prietenii de la Universitatea din Los Angeles au tradus povestea noastră în engleză și au așezat-o la loc de cinste în volumul The Man Between, prin care i-ar fi sărbătorit în ianuarie 2013 cei 70 de ani. Nu i-a mai împlinit, dar cartea a apărut și din paginile ei, Michael Harry Haim zâmbește plin de speranță ca un Abraham Lincoln hipiot.